declarat drept incompatibil de către Agenția Națională de Integritate, Mircea Ioan Moloț se consideră nevinovat. Moloț a fost acuzat că, în același timp, deținea funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, dar și pe cea de președinte al AGA la drumuri și poduri S.A. Deva. Știu că vă pasionează pe absolut toată presa din județul Hunedoara, deci nu numai pe dumneavoastră din Valea Jiului, situația președintelui, nu al lui Moloț, în general situația președintelui unui Consiliu Județean. Că în județul Hunedoara coincide funcția cu persoana mea, este o chestie benefică pentru mine, să zic așa. Vă urez și vouă și le uream și celor din Deva care m-au intervievat o vacanță plăcută și cu odihnă, fiindcă se termină și începe toamna, începe campania electorală, aveți de lucru. De aceea v-am urat vacanță. Unii m-au taxat spunând că m-am adresat cu vacanță plăcută, că am avut eu primul termen în 15 octombrie. Eu, după câte știu, vara se termină în septembrie și nu în octombrie, așa că chiar dacă s-a mutat cu o lună de zile mai înainte, vacanța de vară beneficiați la fel de ea. Care verdictul? Instanța îl va ști. Eu o să mă apăr până la ultimile lucruri care se pot face în această situație. Consider că în continuare sunt nevinovat, că am fost incompatibil, nu numai eu, ci și ceilalți doi vicepreședinți, că la momentul respectiv nu a apărut nicio lege în care să spună că dacă ești incompatibil vei avea sancțiunile respective. Legea a apărut la vreo două luni de zile după ce mi-am dat demisia, așa că iar situația este în felul următor, adică pe care o știți. Eu incompatibil, Costel Avram nu este incompatibil, iar domnul Rus deloc. Ceea ce mă face să cred că este o chestie politică, este bunăvoința domnului senator Nicula, prieten foarte bun cu domnul Horea Georgescu și a crezut că dacă n-a reușit să mă înfrângă într-o confruntare directă în alegeri, atunci reușește și posibil că va reuși. Dar 10 ani de zile nu mi-e rușine că am stat în fruntea Consiliului Județean, fiindcă dacă vă referiți la cuvântul sau acele două cuvinte, am stat cu folos. Am stat cu folos făcând multe lucruri, zic eu, bune pentru județul Hunedoara. Pe de altă parte, în cadrul unei conferințe de presă, Mircea Ioan Moloț s-a referit și la starea actuală a sportului hunedorean, mai exact la finanțarea echipei de rugby Știința Petroșani. Sprijinim performanța și o facem, dar în temeiul legii. Nimeni nu face altceva decât ceea ce este admisă de lege. Și fiindcă nu avem nimic cu Știința Petroșani, aș vrea să vă spun că în 2011 acestui club i-am alocat un miliard, deci 100 de mii de lei. În două tranșe. Prima de 500 în 1 buget în acel capitol unde se dau la asociații și cluburi și la culte și al doilea printr-o asociere ulterior în timpul verii, o asociere cu acest club, le-am mai dat încă 50.000 de lei, deci 500 de milioane ca să poată să-și desfășoare activitatea știind situația în care se găsește clubul și posibilitatea universității de a susține acest club. Între timp a venit Curtea de Conturi și ne-a imputat
ultimii 50.000, deci ultimii 500 de milioane, și ca atare a spus că nu aveam voie să le mai dăm bani în acest an. Și în acest an avem cu ei încheiat contract pentru 50.000 de lei. Numai că suntem în proces cu cei de la Curtea de Conturi care ne-au spus clar că clubul nu este eligibil în acest an. În varianta în care noi vom câștiga procesul cu cei de la Curtea de Conturi, le vom asigura banii. În varianta în care câștigă ei procesul, nu le vom da bani, ba dimpotrivă. Și aici e tragedia, va trebui să recuperăm și cele 50.000 care le-am dat în plus printr-o hotărâre de consiliu. Pe de altă parte, președintele Consiliului Județean Hunedoara a vorbit și despre prețul apei reci, dar și despre problema câinilor fără stăpân. Dacă prețul apei se pare că va crește cu începere din această toamnă, gestionarea problemei maidanezilor a fost blocată din cauza unor iubitori ai animalelor.